Bună seara și bine v-am regăsit! În această seară o să vorbim despre arta fotografică. Împreună cu mine, în platou, se află Jennifer Pârcălăbescu. Bună seara, Jennifer! Bună! Bine v-am găsit! Mersi că ai acceptat invitația mea. Eu mulțumesc că m-ați invitat. Pentru început, vrei să-mi spui ce este fotografia? În principiu, fotografia pentru mine este un mijloc de comunicare. Este, din punct de vedere vizual, să transmiți un mesaj, o succesiune de evenimente, ori o stare, o emoție, orice înseamnă fotografia, până și la propriul selfie, totuși, tot vrea să transmită ceva. Adică, pentru mine este o comunicare, fotografia. Cum a început pasiunea asta ta pentru fotografie? Îți mai aduce aminte? Da, bineînțeles. Eu de când am o vârstă foarte fragedă, am fost înconjurată de foarte mulți fotografi și, sau artiști, mă rog. Și fratele meu, pe parcursul când creștea, și eu creșteam pe lângă el, evident, el fiind mai mare, a început să facă asta și să facă asta într-un mod profesional. Și eu, văzându-l pe el, mereu am încercat să îl copii în așa natură. Dar de la el am învățat majoritatea lucrurilor pe care le știu în acest moment. Și n-a zis nimic, că de obicei frații mai mari se supără când cei mai mici îi copiază. Din contra, suntem cu echipier de echipă acum. Bine că acum avem și stiluri mai diferite, ne completăm. Toată lumea face poze acum, dar mulți nu se pricep. Care sunt principalele reguli? Există niște reguli? Pentru a face o fotografie bună. Ideea este că lumea nu face diferența între o poză și o fotografie. Fotografia trebuie poți să ne spui ce e o poză și ce e o fotografie. Da, bineînțeles. Poza o poate face oricine. Adică și cu o poză cu un telefon. Adică poza, efectiv, poate să fie orice. Însă fotografia este ceva mult mai gândit. Adică are un concept, o idee în spate sau vrea să exprime ceva anume. Și ca să faci o fotografie bună, în primul rând, trebuie să exprimi un mesaj și dacă acel mesaj se înțelege, cred că atunci îți dai seama dacă e fotografie bună, lăsând la o parte compoziția și celelalte lucruri care ține de așa ceva. Adică nu ține neapărat de tehnică, de aparat, ci ține doar de mesajul pe care trebuie să-l transmiți. Și nu contează aparatul, lumina? Da, contează și lumina și aparatul, adică prin lucrurile acestea faci o fotografie mai bună, însă dacă îți dorești să transmiți un mesaj sau, de exemplu, vezi un eveniment pe stradă care merită impactat printr-o fotografie și atunci poate să fie o fotografie foarte bună. De fapt, ce e de impact tot timpul iese în evidență. Vrei să ne povestești o amintire din cariera ta de fotograf? Bineînțeles, chiar săptămâna trecută eram în aeroport și sunt un fel de scări care urci, ca să urci în avion. Da. Și erau niște scări acolo, aiurea puse. Și i-a zis, frate, vreau o poză aici. Și m-am urcat pe scările alea. Și evident că nu ai voie să faci așa ceva. Eram în Belgia și vine unul la mine. Vedeți că n-aveți voie. Da, eu tot am făcut poza așa, cobor repede. E ok. Și apoi o altă amintire așa super drăguță a fost când am filmat un videoclip despre Time și am avut niște litere imense care se puneau pe cap. Și practic erau 4 persoane care umbla cu Time, adică cu litere nou de cap, prin metrou și toată lumea se uita la chestia asta, a venit paza pe la noi, vedeți că n-aveți voie să faceți reclamă prin metrou și nu, că nu facem reclamă, e doar un videoclip pentru facultate. Dar a fost foarte amuzant. Cred că avem videoclipul. Să știi. Da, chiar a fost o experiență foarte amuzantă, dar am făcut totul din pasiune și sper că a și ieșit bine. Am văzut la sfârșit, era filmat ceva de sus. Cum ai filmat? Da, e filmat cu drona și practic am strâns 12 persoane și le-am așezat ca să facă tot așa, să sublinieze faptul că persoanele se așteaptă, persoanele în mod normal, nu controlează timpul, ci timpul îi controlează pe ei. Și cam asta e. Am așezat. A fost o temă la școală? Sau? Da, a fost o temă la facultate. Trebuia să facem un circ tipografic, adică trebuia să exprimăm un mesaj doar prin litere și m-am ales să fac un videoclip.
foarte frumos. Da, da, da. Ai avut cumva probleme cu poliția? A, da, da, bineînțeles. A venit paza de la metrou, mi-au cerut identificarea. De ce filmez pe acolo? Dar s-a rezolvat că cel puțin paza dinăuntru metroului a fost ok. Lasă-mă să filmeze, dacă tot s-a pregătit. Ai vreun fotograf preferat, român sau din afară? Da, îmi place foarte mult de Ben Zhang pentru fotografii conceptuale. Apoi îmi place foarte mult de, din România, de Alex Matei, de Andrei Vintila. Îmi place foarte mult un fotograf spaniol care face niște fotografii și mai ales pe zona fashion foarte faină, se numește David Gomez Maestre, care îmi place foarte mult ce face. De ce crezi că îți place? Îmi place, da, în primul rând, el folosește compoziții foarte neobișnuite și modele care tot așa sunt mai neobișnuite, adică nu neapărat o față frumoasă face fotografia fashion, ci este frumoasă cromatica pe care o folosește, una foarte caldă. La Ben Zhang folosește, are o galerie de fotografie foarte conceptuale, bazându-se pe frustrările omului. Adică ajunge târziu la servici, hai să facem o poză cu chestia asta și pun o mașină în cap sau... Nu știu, mi se pare absolut genial ce fac oamenii ăștia. Deci există mai multe tipuri da, de fotografie. Da, da, da. Poți să-mi zici câteva? Bineînțeles, mie îmi place foarte mult fotografia conceptuală, bazată pe o idee. Ce înseamnă asta? Conceptuală, adică să fie mai, din punct de vedere abstract, dar să... Practic să simbolizeze sau să atingă scopul de a... scopul ideii, practic. Adică, de exemplu, printre fotografiile mele sunt de multe ori oameni aruncați pe jos sau betonul foarte mult. Tot așa din frustrarea zilnică că ne aflăm numai cu spații gri, închise, totul făcut de om. Nu mai dai câteva exemple de tipuri? Este fotografia de fashion, care este o fotografie bazată foarte mult pe subiect, adică subiectul fiind un personaj uman și bine, hainele, care completează oricum o fotografie. Există fotografie de eveniment, există fotografie de în natură, de impactarea momentului, există și fotografie lifestyle, care asta ține foarte mult de Instagrameri. Cam astea sunt, le frecventez și eu foarte mult. Preferi pozele color sau alb-negru? Eu prefer color pentru că mi se pare mai dificil să exprim o emoție prin culoare decât alb-negru. Adică orice poză ai vedea o alb-negru, parcă e mai sugestibilă. Însă colorii țin mai mult și de cromatica pe care o dai, de saturația culorii. Adică mi se pare mai greu, dar în același timp cred că poți avea și rezultate pe măsură. Tu ai făcut cursuri de fotografie sau nu, cum ai învățat? Nu, n-am făcut cursuri de fotografie, cum am spus, am învățat de la fratele meu, dar apoi am urmat un liceu de arte și acum fac tot așa facultatea de arte și înveți, adică chiar dacă n-am făcut fotografie, am învățat despre compoziție, despre transmiterea unui mesaj și practic asta caut, dar totul vine din ochi și imaginație, adică nu e... Ce este designul, grafica? Bun, designul este tot așa o metodă de comunicare. Ține foarte mult de identificarea unei probleme și a aducerea unei rezolvări. Ține de branding, de identitate vizuală, de publicitate, de tipografie, de crearea unui produs editorial, adică tot ceea ce vezi pe stradă și vrea să evidențieze o companie, o firmă, un magazin, ține de design grafic. Tot ce ține de vânzarea imaginii, practic. Ce îți place cel mai mult în acest domeniu? Îmi place cel mai mult publicitatea creativă. Mi se pare că, având idei brilliant, poți să faci chestii să rămână în capul oamenilor și mai îmi place foarte mult crearea unui produs editorial, crearea revistelor, ai făcut cărților. Vreodată o revistă? Da, da, da. Am făcut o revistă, tot așa a fost o temă de facultate, însă eu am luat-o mult mai personal. Am făcut o revistă Instagramer, se numește. Și am luat foarte multe interviuri cu fotografi care au mulți urmăritori și am o selecție de poze pe tot așa pe categorii. Cărui fapt îi se datorează dragostea ta pentru acest lucru, pentru design, pentru fotografie? Cred că lucrurile astea le știi de când sunt mică, am vrut să fac arte și crescând am dat de un artist care se numește Laszlo Moholy-Nagy de la școala Bauhaus. El complementa foarte mult fotografia cu tipografia și făcea afișe.
Și cred că atunci când l-am observat pe el, mi-am dat seama că nu vreau să fac doar artă, vreau să fac design ca să fie un ajutor pentru multă lume, adică să aibă un scop anume ceea ce fac, să nu fac doar pentru mine, și am vrut să fac design datorită lui. Adică inspirându-mă la despre ceea ce văd de neam. Hai să vedem niște poze pe care le-ai făcut tu și să vă sigur, puțin. Sigur că nu. Vreți să ne povestești puțin? Da, astăzi eram cu un prieten, făceam, era efectiv podul unui bloc și bădea o lumină foarte, foarte frumoasă și am considerat, adică l-am pus să urce puțin pe scară și am făcut o poză mai mult compozițională, mai mult de vorba de structura și de cum taie imaginea aici. Unde ați fost? Aici suntem în București, în București. Ah. Fotografia aceasta tot așa este... mai mult vorbă cromatică și tot așa compozițională, e totul foarte dinamic. Tu, un om între blocuri. Asta despre ce vorbeam scările. Înainte cu scările, da, și am numit această fotografie Stairway to Heaven, știi? Astea tot așa sunt în Bruj, în Belgia, și bătea o lumină foarte intensă pe acel bloc. Bine, nu era întuneric acolo, însă am prins lumina și am zis, vreau o poză aici și a bătut umbra destul de drăguț și arhitectura. Uite, aici este un mod de a combina subiectul principal, omul, cu arhitectura. Cred că asta fac eu cel mai des. Aici, tot așa, plecând tot de la Time, tot este o fotografie conceptuală, cum ziceai tu. Este vorba de tot frustrarea zilnică, că timpul și, practic, spațiul îți acoperă viziunea și mintea. Aici, tot o zonă foarte conceptuală. Aici mi-am dorit un fel de apocalipsă, post-apocalipsă, zombie, ca să zic așa. Că tot... Este interesant. Da. Pur și simplu mi-am dorit să fie o stare apocaliptică a omului. Și tot în București erați aici? Sau? Nu, aici suntem undeva la într-un Arpechim. A fost o stație, adică era o fabrică din asta veche, abandonată. Înțeles. Asta tot așa am vrut să subliniez faptul că e arsă de soare. Bătea soare, era foarte, foarte cald și pur și simplu cum bătea lumina și cum mi-a ars fața, mi-a plăcut. Poza e făcută cu trepiedul, deci tot e de mine făcută. Aici suntem într-o parcare și tot așa subliniez faptul cadrele pe fiecare om, fiecare persoană, adică cu un model care se uită în spate, te uiți în parcare, adică e tot ține de atunci când conduci, te uiți în spate și vezi mai multe. Aici tot așa legat, mă leg tot așa de colecția mea cu fotografii de beton, că este o linie între a fi... frustrat de tot ceea ce se întâmplă și o linie între a fi degajat. Aici tot este o fotografie conceptuală. M-am legat foarte mult de oboseala omului și curbele vieții. Mă rog, se înțelege mai greu chestia asta, însă tot în categoria beton. Aici e vorba despre gesturi tandre. mi-am dorit o fotografie cu multe sacouri, pentru că pur și simplu asta îmi doream, să avem 3 sacouri și am zis, cum să mai așezăm și un al treilea sacou? Și m-am gândit, hai că ți-e frig, dragă. De fapt, totul a plecat, că la chestia asta mi-e cam frig. Hai să spun sacou peste tine. Aici tot așa este în București și e vorba cum e pur și simplu compoziția fotografică cu personajele care discută, însă nu ele sunt în primul plan. Aici tot așa despre beton e vorba, că te poți așeza pe parcare să spui, voi, nu mai mă mișc de aici. Aici am vrut să subliniez o chestie cromatică. Practic și oamenii sunt la fel ca parcările. Am foarte multe poze parcări, știu. Aici tot așa un shooting făcut în natură. Subiectul, omul, practic este mult mai în spate, depășit de tot ce de frumusețea acestui loc. Aici este una dintre primele mele fotografii făcute, unde deja încep să combin designul cu fotografia. Și... Urma să te întrebă care sunt, dacă îți mai aduci aminte, primele fotografii. Da, chiar. Asta e una dintre primele fotografii pe care consider că le-am făcut. Tot așa făceam compoziții mult înainte. Aici este vorba de magenta, cian și galben, culorile primare, de unde începe practic totul. Și e o coală albă în spate. Astea sunt printre primele fotografii făcute de mine, da.
Aveți, adică tu ai shooting-uri și în afară sau doar în România? Nu, adică eu când mă duc să călătoresc într-un oraș, pentru mine asta e primordial să fac poze. Și în alte orașe, evident. Și nu te... N-ai ședințe foto cu... Adică nu ți se cer? Ba da. Bine, mai mult le caut eu decât mi se cer. Pur și simplu contactez modele, dar nu neapărat modele, ci persoane expresive care doresc să facă poze, ca să mă dezvolt din punct de vedere fotografic cu alte persoane, că atunci când faci poze la multe persoane, la aceeași persoană mereu, tind să te plafonezi. Ce trebuie la început? Ca să faci o fotografie. Ca să faci o fotografie, da. În primul rând, ideea. Cred că asta e necesar. Și dacă e vorba de aparatură și îți dorești să faci fotografie, trebuie să te gândești câți bani vrei să investești în aparatul tău și ce tip de fotografie vrei să faci. Că există aparate foto pentru chestii super profesionale în care folosești un reflex, apoi poți să folosești un mirrorless, care acum sunt foarte la modă, să zic așa. Poți să-mi zici ce ai avut la început și pe parcurs? Eu nu am avut aparatul meu la început. Eu îl foloseam pe alu fratii meu. Tot timpul el avea un Canon Mark II 5D, care este o cameră foarte bună. Și atunci am început să învăț ce înseamnă aia diafragma, viteza, toate lucrurile astea care, într-adevăr, ajung să fac o poză bună. Și iPhone-ul. Cu iPhone-ul poți face la fel multe poze. În acest moment eu am o cameră mirrorless, un Fujifilm X-T1. M-a ajutat foarte mult pentru că e o cameră rapidă și prinde totul, tot așa. Eu consider că ca să încep, nu știu, poți să încep cu un telefon, poți să încep cu o cameră, doar că să nu investești. Asta e sfatul meu pentru cei care își doresc să își cumpere un aparat, să nu se gândească la bani prima dată, pentru că odată ce o să devii mai bun, nu are rost să mai investești de două ori în aceeași aparat. Adică degeaba ții un Canon 1200, ca să zic așa, care e un aparat destul de prost din punctul meu de vedere, și nu investești, de exemplu, să ții un 80D, care e diferența mai mică de preț între ele, dar e ok să ții unul semi-profesional. Pentru început. Pentru început. Dar să nu ții rang mai prost. Adică e bine să tinzi mai sus. Editezi pozele? Da. Eu folosesc... De ce le editezi? Și cam cât durează? Depinde de fotografie. Dacă îmi doresc să intervin grafic peste ele, durează mai mult. Dar de obicei nu prea îmi place să modific mult. Sau, de exemplu, mai sunt anumite fotografii în care vreau să fac poză la natură, să apară doar un singur subiect și atunci intervin pe Photoshop să iau alți oameni care erau prin jur. Dar în general cam 15 minute pe fotografie cam, și le editez cu diverse programe, ori Lightroom-ul, ori Photoshop-ul. Este o aplicație numită VSCO, care am cum câteva edituri cumpărate și este foarte bună aplicația aceea, sau Snapseed. Oamenii nu zic nimic când văd că faci poze? Aba da, foarte multă lume să se uită așa la tine. Când am văzut pozele din parcare. Da. Nu zic nimic. Ba da, toată lumea se uită la tine. Bine, câți astea, cum se numește, paza, securitatea, au venit la mine, că vedeți că n-aveți voie să faceți poze aici, dar eu nici măcar nu-i bag în seamă. Adică, da, tot timpul vor veni oameni, se vor uita la tine, nu va înțelege ce face, sau, de exemplu, când fac poze în parcări, vor fi oameni care te claxonează. Bine, nu în sensul negativ. Și cum reacționezi? Sincer... Nu ți-a fost rușine la început? Nu știu... Mie nu mi-este rușine, mai mult cred că este rușinea modelului. Bine, eu îmi fac și mie foarte multe poze, însă nu prea sunt o persoană inhibată așa sau introvertită. Mie nu mi-este frică, sau, adică pur și simplu sunt eu cu aparatul meu. E o terapie, să nu-ți pese de ce ai în jur, tu și aparatul tău. Și bine, modelul, evident, sau ce vrei să pozezi. La nuntă faci poze? Eu nu prea fac fotografii de nuntă, nu m-am apucat până încă, însă fratele meu face mai mult video pe zona de nuntă. Nu am fost chemată până acum, ca să zic în alte cuvinte. Probabil că nu fac... E un început pentru toate. Bineînțeles, dar nici nu știu dacă îmi doresc neapărat acest lucru. Adică eu fac fotografii, nu neapărat poze și ce ține de eveniment așa... Nu, sincer nu fac. Pe moment încă nu. Grafica și... fotografia, tot pachetul ăsta, da. Poți să-ți asigure un venit în România? Da. Mai ales pe zona de grafică, fotografie, poți să scoate bani și prin fotografie, însă îți trebuie
mai multă promovare, însă în graphic design nu e așa, pentru că suntem puțini, suntem, adică, ca să spun în medie, absolvim 10 pe an, însă la ASEA nu știu câți, adică vreo 500-600 de oameni, de tineri care iau licența sau masterul, sau suntem puțini și este o muncă creativă care e foarte bine plătită. Ai făcut vreodată vreun logo? Da, am făcut. Am făcut și pentru vloggeri, și pentru firme, și pentru o identitate vizuală, am făcut și pentru facultate. Cum te inspiri? Că, nu știu, mi se pare greu. La logo-uri nu cred că este o muncă foarte creativă, e mai mult o muncă de experiment, adică încerci să vorbești cu clientul, asta e cel mai grea muncă, să încerci să vorbești cu clientul, să-i spui, păi, tu ce vrei să transmiți? Adică, exemplu, cel de la logo-ul de la Dedeman este făcut de profesorul meu și e pur și simplu un câine care are o căciulă pe el. Și, însă e foarte sugestibil și cam așa ceva trebuie să ai în vedere. Să fie o chestie memorabilă, foarte simplă, și clienții de multe ori nu înțeleg chestia asta. Trebuie să le spui că cu cât ești mai concentrat, cu atât o să se amintească mai bine identitatea ta vizuală. Și cam aceste lucruri trebuie să le ai în vedere. Dar e vorba de pur și simplu experiment, nu neapărat de inspirații la logo-uri și la identitate vizuală. Sunt unele mai complexe și unele mai simple. Sunt mai greu de făcut, cele mai complexe? Cred că cele simple sunt mult mai grele de ajuns. Adică e mult mai greu să... E mult mai ușor să, practic, să adaugi lucruri unui lucru și mai mult mai ușor să simplifici. Doar că în design fiecare linie trebuie să aibă un scop. Aibă un scop. Adică, dacă eu am pus o linie sub un text, înseamnă pentru că acea linie tot așa spune și ea ceva în același timp. Ai recomanda niște școli în domeniu? Tu ai făcut vreun curs? În domeniul designului? În domeniul designului și fotografie. Eu fac facultate în domeniu. Sunt la Facultatea de Arte, Națională de Artă din București, pe secția design grafic. Și da, recomand. Adică... În fotografie și în design, bineînțeles, se cunoaște când o persoană este amatoare și când tu chiar înveți despre acest lucru. Nu că te-ar învăța ei cum să faci lucrurile, ci pur și simplu prin exercițiu și cu timpul îți dai seama că ce făceai înainte era chicios sau foarte încărcat sau că nu transmitea bine mesajul și ei oarecum îți, profesorii în general și facultatea îți deschide ochii și îți arătă mai multe exemple, dar eu consider necesară. Am mulți prieteni care au învățat de pe YouTube. Crezi că ajută asta? Pe YouTube poți învăța partea tehnică. Adică tot ce ține de programe de folosire, tot ce ține de anumite lucruri pe care nu le știu. Și eu folosesc YouTube-ul, tutorialele le bag la greu, mai ales când am de lucrat pe InDesign, Photoshop, Illustrator și nu știu chestii de făcut sau chiar și Premiere. Da, înveți foarte multe cu YouTube-ul, însă partea creativă sau partea de transmitere a unui mesaj vine de la tine. Hai să vorbim puțin despre Instagram, că e o platformă pe care o folosim foarte mulți. Și o folosesc și eu foarte mult, adică poți sunt foarte activă. Poți să zici cum te cheamă, poate îți dă cineva follow? Bineînțeles, mă numesc Genezep, J-E-N-Z-E-P. Chiar urmăriți-vă, dați-mi follow. De când ai Instagram? Din 2012, sunt foarte veterană cu Instagram-ul, însă să postez chestii din ce în ce mai profesionale, cred că din 2015? Cam așa. Bine că stilul meu s-a schimbat foarte mult de atunci. 2014 chiar. Pentru ce ți-ai făcut Instagram? Totul a început cu o rețea de socializare. Pur și simplu să vezi ce mai fac alți prieteni. Deja voiai altceva să nu mai fie Facebook-ul. Și când lumea începea să-și editeze pozele pe Instagram, nu știu dacă mai știi acea vreme, da. Am observat că începeau să crească în urmăritor persoanele care făceau și altceva, postau fotografiile lor. Și mi-am dorit să încep și eu prin acest lucru, să postez fotografiile mele sau să am un concept, adică cu ce fac eu mai special, dacă tot mă consider o persoană mai artistică, mai creativă, ca să zic așa, cu ce fac eu ca să ies în evidență prin acest lucru. Și cam așa am început. Ba cu compozițiile, cum am văzut mai devreme, ba cu... După am continuat cu fotografii la oameni, am început să fac poze la diverse modele, făcând-mi poze și mie, de ce nu? Și modelele stau ele sau le spui tu cum să stea?
În principiu, eu am două categorii de poze. Fac poza pentru ei, cele care își doresc ei. Bă, vreau și o poză să ies frumoșică. Și apoi, în a doua parte, bine, și atunci îi așez eu ca să se vadă mai bine. Spui, ridică vorbia, stai cu umerii mai în spate. Chestiile astea se spune, se spun de obicei. Dar, în principiu, cam eu îi așez. Pentru că pot să-i văd. Ei nu se văd pe ei înșiși. Este. Cine te-a învățat să-i așezi? Sau... Cum simți tu? Nu, practic eu încep să îi urmăresc, să văd cum se așează ei și dacă ei mi se par foarte rigizi, încep să îi nerid, adică pur și simplu încep să mă joc cu ei, cu persoana lor. La început fiecare om este rigid, pentru că nu ne cunoaștem sau dacă ne cunoaștem, atunci devine mult mai ușor, dar în principiu trebuie să îl așez în așa fel încât să fie estetic în poză, să fie frumos în poză, dar în același timp să și transmită prin corpul său sau prin mă așez și eu în acest moment sau prin postura lui să transmită mesajul pe care și-l dorește sau mi-l doresc. Dar în principiu pur și simplu trebuie să fie doar estetic, adică îl așez în așa fel încât să se vadă bine. Am înțeles. Hai să mai vorbim puțin despre Instagram. Tu urmărești anumite pagini? Da, chiar urmăresc. Vrei să ne spui puțin? Bineînțeles, cum să nu. Uite, urmăresc pe mai mulți fotografi și în principiu persoane care... Tu te inspiri de la alții? Da, foarte mult. Adică, de fapt... Și mă uit la alții, cum pagina asta de... fashion, cum să te îmbraci. Da, bine, zona de outfit-uri la băieți chiar cred că este foarte necesară, dar e inspirație, orice vezi, adică noi ca și tineri, ca generație millennial sau post-millennial, acum pur și simplu ne inspirăm în tot ceea ce vedem, pentru că avem multe lucruri în care să ne inspirăm. Și ce să zic, uite, de exemplu, îmi place foarte mult de Ekan Dargaslani. Este tot așa un fotograf care face poze la modele, poze mai intense, tot așa, mai cu ăsta. Îmi place foarte mult ce face dintre fotografii români, de exemplu, de Alex Matei, am mai spus și înainte. El este un fotograf foarte bun. Tot așa, o prietenă de-a mea, se numește Riri Coco, care i-a făcuse la un moment dat... un proiect al Bucureștiului, pur și simplu se poza ea pe ea în toate zonele ale Bucureștiului, foarte, foarte mișto. Apoi îmi place foarte mult de Răzvan Buruiană, tot așa un Instagram în român, face lucruri, el face portrete foarte bune și foarte alb-negru toate, majoritatea, și sunt, pur și simplu exprimă mult, găsește și persoana respectivă, îmi place foarte mult de el. Îmi place de Ela Costache, de Andreea Badea, tot așa fac, bine, cât ți-am zis, români, pentru că din afară sunt foarte mulți. Eu însă mai urmăresc și persoane care fac chestii mai ciudate, de exemplu e o persoană, Luis Cehovski, e o tipă care se mai neinhibată, face absolut orice, se filmează mâncând ceapă, se filmează dormind, nu știu, e altceva și la vrei unic. Să o vezi. Da. Mai urmăresc tot așa pe Ehart Ivig, tot așa este un fotograf care se bazează foarte mult pe lumină. Pe cine mai urmăresc? Stai un moment să mai mă uit. Joseph Adamu, tot așa face și el portrete și zona de fashion. Pe toți? De exemplu, îi caut foarte mult pe tot așa pe rețele sau... pe reviste numite, de exemplu, Ignant, este o revistă online care are și un cont de Instagram și în fiecare zi postează diverse lucrări de artă sau pe IG sau habar n-am, sunt foarte multe. Instagram urmărește foarte mulți oameni și, sau și la sugestii. Hai să vorbim puțin despre Jennifer. Îți mai aduci aminte ce vrei să devii când erai mică? Da, voiam să devin actriță. Și cum ai ajuns așa de la actriță la fotograf? Te-ai gândit vreodată? Cum am vrut să devin... Pur și simplu mi-a plăcea foarte mult scena, tot ceea ce nu este comun. Și mi-am dat seama când am început să fac fotografie că îmi place mai mult să fiu în spate decât în față. Adică mi se pare că pot fi mult mai creativă. Tot plecând de la ideea că ce las eu pe lume înainte să plec. Și vreau să las tot așa lucruri în care să exprime cu adevărat personalitatea mea și ceea ce sunt eu. Foarte frumos. Părinții tăi nu te-au obligat cumva să faci o școală, poate
Unii părinți își pun copiii să fie doctori, de exemplu. Sau... A, bineînțeles, păi, dar și ai mei au insistat să mă fac doctoriță. Însă eu cred că ei pur și simplu au observat că nu este de mine acest lucru. Și avându-l și pe fratele în spate, care a fost un exemplu că el nu voia să facă, de exemplu, telecomunicații la început, știi, că el voia să facă un domeniu mai artistic. Și bine, și părinții mei pot spune că sunt mai artistici, m-au înțeles și n-au, niciodată mi-au zis să nu mă duc în domeniul acesta. Chiar acum ei profită foarte mult de mine. Bă, fă-mi și mie un logo, fă-mi și mie afișul ăsta, fă-mi nu știu ce. Adică chiar e o înțelegere și m-au susținut din plin în acest parcurs al creativității. Facultatea cum e pentru tine? Cum o vezi? Și liceul, cum l-ai văzut? Tu crezi că te-a ajutat? Liceul nu. Nu m-a ajutat mai nimic. Bine, mi-a oferit o deschidere în privința asta. Mi-a oferit ceva nou, să mi-au deschis orizonturile, să văd practic ceea ce înseamnă arta. Însă am învățat foarte puțin pe cât înveți în facultate. Totul e început până la urmă. Eu am făcut un liceu de artă, eu am făcut pictură în liceu. Te-a ajutat să-ți dezvolți creativitatea? Da, mi-a ajutat să-mi dezvolt creativitatea, însă în acest moment nu știu dacă mai îmi folosește. Doar că te dezvoltă din punct de vedere compozițional, să privești lucrurile, vrei sau nu vrei, orice lucru este un plus. Însă în facultate am învățat multe, multe lucruri. Tot ce ține de design am învățat în facultate. Fotografie, ți-am zis, ceva a fost pur și simplu o muncă spontană. Adică mie o pasiune? E o pasiune foarte mare. Sunt foarte pasionată în domeniul acesta și pur și simplu e un fel de terapie pentru mine. N-am făcut nimic creativ în săptămâna asta sau pur și simplu am stat prea mult în săptămâna asta acasă, vreau să mă duc să ieși să fac poze. Chiar pentru mine este o chestie foarte importantă și mă ajută foarte mult. Alte pasiuni mai ai sau ai mai avut? Da. Îmi place, adică am făcut în mod de performanță când eram mai mică, chiar dacă nu se vede sau, mă rog, Făcut și eu câteva luni în not. Chiar mi-a plăcut mult în notă și încă îmi place, dar asta e ceva ce a rămas în trecut. Ce alte pasiuni mai am? Nu știu, acum sunt luată așa prin surprindere. În afară de fotografie, design, pictură, desen, toate lucrurile acestea, cred că este și muzica, este la toată lumea muzica. Îmi place mult psihologia, filozofia, toată zona asta de spiritualitate mă pasionează foarte mult. Foarte frumos. Mersi. Am și eu tot așa. Adică ți-am mai spus și înainte, îmi place să mă joc fotbal. Ah, bineînțeles, dar la băieți este chiar... E ciudat că pe un băiază nu vezi care să îi placă fotbalul. Dar bine, mi se pare foarte... Și mie îmi place fotbalul. Adică eu chiar sunt una dintre femeile microbiste din această țară. Am vorbit puțin și despre aparate. Vrei să mai spui puțin ce aparat ai tu? Ne-ai spus ce recomanzi pentru cine vrea să apuce? Un nume. Nu știu, am spus înainte de Canon 80D, da. 80D, da. Însă poți să începi cu orice, depinde. Dacă ai mulți bani, de ce nu să duci direct pe un Sony Alpha S2, adică care e un Sony... Dar merită să dai așa la început așa mulți bani? Chiar dacă poate tu vrei, dar nu o să-ți iasă. Mai depinde dacă îți și place mult. Adică trebuie să ai în vedere că aparatul ăla trebuie să-și scoată banii sau dacă nu vrei să-și scoată banii, să te satisfacă în vreun fel. Dar dacă vrei să faci asta cu adevărat, de ce nu? Pe tine te face fericită? Da, foarte mult. Foarte mult. Pentru că cunosc foarte mulți oameni în domeniul acesta. E, cum am spus și înainte, este o terapie. Chiar este ceva foarte creativ pentru tine și pentru ființa noastră. Și plus că multe persoane care mă cunosc în fața de ziua de zi cu zi nu își imaginează practic de ceea ce fotografiez eu după aceea. Adică e pur și simplu o dublă față a mea, să spun așa. Dacă ar veni la tine un adolescent și ți-ar cere să-l înveți și pe el... Bineînțeles, eu mereu, eu, da, bineînțeles, eu sunt foarte deschisă la orice tip de colaborări și de chestii. Adică eu am ieșit cu multe persoane la fotografie, e o modalitate de a socializa. Bineînțeles, tu, comunicare. De comunicare, bineînțeles, adică acum noi, în această generație în care ne aflăm, e foarte greu să cunoști oameni noi. Și prin acest lucru al fotografiei poți să cunoaște foarte mulți oameni și oameni minunați, bineînțeles.
Deci ai cunoscut foarte mulți. Eu, bine, încă îmi doresc încă să mai cunosc. Deci de fiecare dată când vreți poze, nu uitați, eu sunt deschisă. Am timp liber, facem. Da, adică mie chiar îmi place foarte mult să fac fotografie și de fiecare dată când vine un adolescent la mine care mă întreabă, sunt foarte mulți oameni care mă întreabă pe Instagram cum îți editez pozele, îmi editez și mie o poză și prefer de fiecare dată să învăț cum să fac, adică nu aș lucra pentru altul, însă îi spun mereu. Ești deschis și, să ajuți. Bineînțeles, bineînțeles. Adică și, eu, și mie mi-ar fi plăcut să am acele întrebări la început, acele răspunsuri, scuze. Ai un mesaj pentru cei care se uită la noi și au această pasiune? Atunci când ai această pasiune, trebuie să perseverezi, să nu te dezamăgești de la început și e și proverbul la foame vine mâncând. Adică cu cât o să faci mai mult, cu atât o să-ți placă, dar trebuie să lucrezi în domeniu, să-ți placă, să continui și să fii pasionat. Adică dacă nu simți practic nevoia de a face asta, nu e, nu știu, poate nu e lucrul tău. Adică la mine este o nevoie, este... Bine, asta a devenit în timp, dar mi-a plăcut foarte mult. Părinții mei, când dădeam bacul, mă certau foarte mult pentru că îmi pierdeam timpul făcând fotografii, dar nu era o pierdere de timp, bineînțeles. Chiar trebuie să-ți placă și să faci foarte multe. Dacă vrei să înveți, așa faci, așa le înveți. Adică sunt lucruri care nu le știi de la început și le înveți pe parcurs și să nu te lași influențat, practic, de ce fac alții. Adică e bine să fii tu însăți. Adică cu cât o să faci tu lucrurile pentru tine. Să tragi influențat de cei din jur. Exact, cu cât ești mai influențat, de exemplu, mie nu prea îmi plac deloc chestiile comerciale. Prefer să fie o chestie mai puțin apreciată decât o chestie comercială. Adică tipicele poze pe care le poți vedea peste tot și oriunde, adică eu aș evita aceste lucruri. Trebuie să aduci propria ta imagine. Și la început e normal să copiezi fotografii sau să încerci să le reinterpretezi. Și eu fac asta și la momentul actual, la început am făcut asta. E ceva normal. Nu e nimic nou în acest moment. Adică totul este vorba despre o reinterpretare și la fel și cu plagiatul acesta. Trebuie să... Se poate adică... numi plagiat? Nu, eu nu cred că se numește plagiat. Adică tot ce l-ai făcut tu până la urmă și oriunde se vedea amprenta ta, eu nu consider că este plagiat să copiezi o fotografie, că nu poate să-ți iasă la fel în primul rând sau să exprime același lucru care și-a dorit și fotograful care a făcut pentru prima dată acest lucru, care nu se știe că l-a făcut el pentru prima dată. Poate și celălalt s-a inspirat de la altcineva. Exact. Până la urmă, arta este o inspirație de la natură. Platon ora foarte mulți artiștii, pentru că Platon considera că artiștii, de obicei, suntem niște imitatori. Adică noi, practic, facem ceea ce vedem. Și de asta... Păi cred că e mai bine să faci ceea ce vezi decât exact, să faci ceea ce exact, se spune. Exact, adică ideea, bine, filozofia s-a schimbat pe parcursul anilor, însă e important să adăugi tu amprenta ta în tot ceea ce faci, să-ți găsești amprenta respectivă, cred că asta e primul lucru pe care trebuie să fac oricine. Jennifer, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația mea. Cine știe pe viitor? A, bineînțeles, cum să nu, poate ieși la o poză ceva. Mersi mult! Mulțumesc! Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și în această seară. Ne vedem data viitoare. La revedere!